Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Este bine să avem o nouă ocazie pentru sufletul nostru, pentru părtășia noastră spirituală, gândindu-ne la Dumnezeu și la noi înșine, la viața de acum și la cea veșnică. Pentru că timpul este limitat, vreau să fim operativi și astăzi să vorbim despre îndumnezeirea omului. Scopul nostru în întâlnirile acestea cu caracter spiritual, biblic-teologic, nu este să vorbim neapărat despre lucrurile vieții acesteia, în sensul să vorbim despre cum să facem bani sau lucruri asemănătoare, ci aș vrea să vorbim despre lucruri sfinte, duhovnicești, spirituale, considerând că omul este o ființă spirituală și în existența sa are această componentă. Cineva vrând să explice rolul istoriei în viața omului sau în viața unui popor a spus: cine nu-și cunoaște trecutul, atunci nu va avea niciun viitor. Intenționând să ne cunoaștem trecutul, originea, scopul vieții, sfârșitul acesteia, ne uităm în Biblie ca la singura carte care ne învață despre nevăzutul Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L putem percepe asemenea lucrurilor materiale, fiindcă El nu are un corp material. Așa cum nu ne putem vedea gândurile sau sentimentele, așa nu-L putem vedea pe Dumnezeu. După cum există gândurile și sentimentele noastre, tot la fel există și Dumnezeu, chiar dacă acesta nu se vede. Biblia este formată din Vechiul Testament, 39 de cărți între cele 66, și de asemenea Noul Testament este format din următoarele 27. Vechiul Testament este cartea unui popor, poporul mesianic, poporul evreu. Noul Testament este cartea bisericii, a sfinților născuți din nou. Dintre cele 66 de cărți ale Bibliei, respectiv 39 ale Vechiului Testament, primele trei, Geneza, Exod și Levitic, sunt o prezentare generală a ceea ce urmează să fie explicat în amănunt în următoarele 63. În general, oamenii subapreciază lucrurile pe care nu le înțeleg, lucrurile pe care nu le știu, crezând că dacă ei nu le știu sau nu le înțeleg, lucrurile acestea nu sunt importante sau nu există. În felul acesta, ignoranța este mama tuturor relelor. Oamenii, în general, au tendința să râdă de Biblie ca despre o carte prea veche și irelevantă. Însă, oamenii, dacă ar ajunge să cunoască Biblia și să o înțeleagă, și-ar da seama că Biblia este totul. Biblia este lumea nevăzută, lumea spirituală, Dumnezeu, și Biblia este lumea perceptibilă, existentă, lumea în care trăim noi. Biblia înseamnă trecutul, prezentul și mai ales viitorul. Nu poți să râzi de Biblie. Cine râde de Biblie, râde de el, râde de propria lui ignoranță. Revenind la intenția de a prezenta câteva cuvinte despre subiectul acesta extrem de complex, îndumnezeirea omului, aș vrea să spun câte ceva despre aceste prime trei cărți ale Bibliei, care prezintă la modul general ceea ce în amănunt urmează să prezinte celelalte 63. Prima carte a Bibliei, Geneza, este cartea începutului. Aici Biblia ne prezintă creația universului, facerea omului, căderea omului în păcat și pedepsirea acestuia de către Dumnezeu și excluderea omului din prezența lui Dumnezeu, dar și începerea planului de restaurare, de mântuire a omului prin nașterea poporului mesianic. Dumnezeu, după ce l-a pedepsit pe om și l-a eliminat din prezența sa, a promis că de-a lungul mileniilor va găsi o soluție de restaurare, de iertare, de mântuire a omului și de readucere a acestuia în prezența sa. Imediat Dumnezeu a organizat un plan, planul de mântuire pe care Dumnezeu Tatăl l-a organizat, Dumnezeu Fiul l-a realizat și Dumnezeu Duhul Sfânt l-a aplicat. Așa se face că, începând cu Geneza, capitolul 12, Dumnezeu cheamă un bărbat pe care l-a chemat Avram și din acesta se naște poporul evreu. Ei bine, cartea Geneza este cartea începuturilor, este cartea căderii, este cartea intenției de restaurare a mântuirii omului. Urmează a doua carte, Exodul. Dacă Geneza este cartea începutului, Exodul este cartea eliberării. Aici, poporul mesianic, poporul evreu născut din Avram, în prima carte în Geneza, ajunge să fie rob, prizonier, în marele imperiu al vremii, în Egipt, care era condus de regele numit Faraon. Exodul este un simbol al mântuirii. De ce? Pentru că în miniatură, după cum evreii erau robi la faraon, oamenii sunt robiți de diavolul. După cum Dumnezeu l-a ales pe Moise să fie un eliberator a prizonierilor evrei, tot la fel Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să devină un mântuitor, un eliberator al oamenilor care trăiesc în păcat.
După cum drumul din țara unde erau prizonieri în țara ce urma să fie a lor, în Canaan, a fost un drum lung presărat cu tot felul de obstacole și dificultăți, tot la fel drumul în viața omului credincios de la momentul convertirii până la moartea fizică este un drum al dificultăților și al confruntărilor și adversităților. De aceea exodul este în miniatură un simbol la ceea ce se va întâmpla cu viața fiecărui creștin practicant. Ei, privind în Exod, vom vedea poporul mesianic este prizonier în Egipt. Apoi Dumnezeu inițiază un eliberator în persoana lui Moise și Moise, trimis și împuternicit de Dumnezeu, scoate prizonierii evrei din Imperiul Egiptean. Moise scoate poporul din robia faraonică și îl conduce în țara promisă într-un interval de timp. Țara promisă era destinația unde urma să ajungă poporul și acolo se va împlini promisiunea lui Dumnezeu, exprimată așa de frumos, țara unde curge lapte și miere. Ajungem la cea de-a treia carte și ultima pe care vreau să o prezint în această întâlnire a noastră, Leviticul, care e cartea restaurării. În Exod, Dumnezeu vorbește oamenilor de pe muntele Sinai. În călătoria lor de la Egipt în țara promisă, ei ajung la muntele Sinai, care este în Egipt, și acolo Dumnezeu le vorbește. Însă în Levitic Dumnezeu nu mai vorbește de pe muntele Sinai, ci vorbește din cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii a fost primul locaș de cult pe care omul l-a făcut la porunca lui Dumnezeu. Era făcut din piei de animale și acolo se prezenta Dumnezeu, puterea, slava lui Dumnezeu, iar preotul omului Dumnezeu intra acolo și avea o întâlnire cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbea. Vorbea preotului, vorbea judecătorului, vorbea prorocului sau împăratului. Apoi a urmat templul, templul de la Ierusalim. Pentru că templul s-a dărâmat, a urmat sinagoga, un fel de biserică a evreilor. Apoi a urmat biserica. Aceasta este cronologia actelor de cult în istoria umanității. Cortul întâlnirii, templul de la Ierusalim, sinagoga evreiască și biserica lui Dumnezeu. Când vorbim de Levitic, Dumnezeu nu mai vorbește de pe munte, unor oameni vinovați care nu aveau nicio relație cu el, care erau departe de el, ci în cort Dumnezeu vorbește unui popor de legământ, vorbește în intimitate, vorbește în mod personal. Iată dar că de la Exod la Levitic se realizează o apropiere a omului de Dumnezeu și Dumnezeu nu mai vorbește unui popor îndepărtat, ci vorbește unor oameni foarte apropiați în mod personal. Privind în Levitic, în această a treia carte a Bibliei, observăm două lucruri care dintr-o dată devin atât de generale și le regăsim în istoria tuturor națiunilor Pământului. În Levitic, Dumnezeu vorbește despre două coduri. Despre codul legal, adică legile și poruncile, și despre codul ritual, adică jertfele. Cine înțelege acest subiect va înțelege restul cărților din Biblie, va înțelege în ce fel poate un om să fie mântuit și care este rolul venirii în lumea noastră a lui Iisus Hristos Mântuitorul pe care l-a trimis Dumnezeu. În această carte, așa cum anticipam în introducere, este o prezentare generală care vorbește despre ceea ce următoarele 63 de cărți ale Bibliei vorbesc în amănunt. O să revin. Dragii mei, codul legal al lui Dumnezeu vorbește despre poruncile lui Dumnezeu și despre legile lui Dumnezeu. Asta înseamnă cum să trăiești. Imaginați-vă aproximativ 2-3 milioane de prizonieri care nu au știut să facă altceva în Egipt, ci în calitate de sclavi au fost bătuți și puși la muncă silnică să construiască probabil piramidele din Egipt sau alte edificii ale Imperiului. Oamenii aceștia nu au mers la școală, nu au fost instruiți, ei au fost niște sclavi, ei erau bătuți și omorâți aproape pe degeaba. Când Dumnezeu i-a scos din prizonierat și folosindu-se de liderul acesta pe care l-a pus în fruntea lor ca să iasă din țară și să-i conducă înspre destinația de lângă Marea Mediterană, de lângă Marea Cea Mare, adică în Canaan, unde astăzi este Israelul, Dumnezeu s-a uitat la sclavii aceștia care pur și simplu erau dezorganizați, erau ca un trib, erau ca o gașcă. Și atunci Dumnezeu a venit în mijlocul acestui popor și le-a dat un cod de legi. Legile acestea aveau rolul să-i civilizeze, să-i îmblânzească.
să-i educe, să-i instruiască, să stabilească relații cinstite de dreptate și etică între ei. În primul rând, fiecare să aibă o relație cinstită cu sine, o relație cinstită cu semenii, o relație cinstită cu Dumnezeu. Oamenii aceștia urmau să trăiască împreună și Dumnezeu i-a învățat să trăiască împreună fără să mai fie bătuți de polițiștii și de soldații egipteni. Oamenii aceștia urmau acum să devină un popor civilizat și Dumnezeu a venit cu legi și a venit cu porunci și cu rânduieli și i-a învățat să trăiască împreună respectându-se unul pe altul, acceptându-se unul pe altul. Privim astăzi în națiunile pământului și lucru pe care nu-l regăsim este tocmai prezența acestei atitudini de respect, de politețe, de umanitate elementară, de morală, de etică. Ei bine, Dumnezeu a lansat acest cod de legi care vorbea despre porunci, dar și despre pedeapsă atunci când omul nu împlinea legea. Orice persoană care se abătea de la lege urma să fie pedepsită. Altfel, evident, nimeni nu ar mai fi respectat legea. Dacă în mijlocul unui grup de oameni pedeapsa este evitată și lucrul acesta se poate aplica la relația autoritățile sociale, populație, părinți, copii, profesori, elevi și așa mai departe. Întotdeauna când cel care încalcă în mod mai ales conștient și repetat o regulă nu este pedepsit, mesajul pe care îl primește prin absența pedepsei este faptul că el nu are nicio problemă și că nu a făcut niciun rău, motiv pentru care o va repeta și nu va avea nicio mustrare de conștiință. E bine, de aceea Dumnezeu a inventat pedeapsa pentru ca să dea sentimentul de vinovăție și să întărească conștiința oamenilor. Această psihologie este inexistentă aproape în lumea noastră. Oamenii trec pe roșu și se supără dacă polițistul le dă amendă. Lor li se pare normal să treacă pe roșu pentru că ei se grăbesc, domnule. Numai că trecând pe roșu, evident, se intersectează cu o mașină care, venind din partea dreaptă sau stângă, mergând regulamentar pe verde, se va lovi în intersecție și probabil că unul dintre ei doi sau amândoi vor muri. Legile sunt importante, deși pe noi ne enervează. Noi ne-am dezvoltat o mentalitate aproape penibilă, crezând că prezența legilor ne ia libertatea. Noi căutăm o libertate unde nu mai există legi. În lumea noastră, toate lucrurile trebuie făcute într-un fel. Și când mâncăm, folosim gura, e o regulă, nu poți să folosești altceva când mănânci. Ei, tot la fel, pentru orice lucru pe care îl faci, există o regulă. În momentul în care oamenii încalcă regula, dacă nu există o pedeapsă drept consecința încălcării regulilor, atunci omul se obișnuiește încălcând regula și, fiindu-i mai ușor, va face cum îi place, evident, să încalce regulile. Dacă toată lumea ar încălca regulile, dacă de la intersecție ar dispărea culoarea roșie și verde a semaforului, imaginați-vă ce s-ar întâmpla. Dacă în familie ar dispărea regulile în relația pedagogică a părinților cu privire la copii, ce s-ar întâmpla? Dacă copiii ar spune, tati și mami, tu nu mai hotărăști ce fac eu vreau să fiu liber. Tu doar hrănește-mă, îngrijește-te de mine, cheltuie-te cu mine, dincolo de asta eu fac ce vreau. Cum te-ai simți ca și părinte în situația aceasta? Ei, la fel se simte Dumnezeu cu fiecare dintre noi atunci când ne încălcăm regulile. Dumnezeu a spus nu fura, însă noi furăm și zâmbim, spunându-ne că oricum nu există Dumnezeu. Noi suntem atei și pentru atei nu există Dumnezeu, dar pentru atei există poliție, nu? Vedeți, am ajuns adulți și gândim copilărește. Nu are importanță dacă ești religios sau nu, regula trebuie respectată, iar cine nu o respectă plătește amendă. Ei, dacă poliția este în stare să se impună în lumea socială, Dumnezeu nu este în stare să se impună în lumea universală? Evident, este în stare. Și se va impune, oamenii vor ajunge în iad că au trecut pe roșu și n-au trecut odată și au făcut un stil de viață din a trece pe roșu. E o dreptate universală care a fost încălcată. Și după cum populația întotdeauna este indignată dacă un răufăcător, mituind judecătorul, este scos și pus în libertate pe ușa din spate, tot la fel, populația mondială și universală a planetei Pământ va fi indignată pe guvernatorul cosmic numit Dumnezeu, dacă Dumnezeul acesta nu va face dreptate. Degeaba ateii spun că ei nu cred în Dumnezeu. Poți să nu crezi în poliție dacă treci pe roșu, indiferent că crezi sau nu crezi în poliție, ești amendat. Tot la fel, nu are importanță dacă crezi sau nu crezi în Dumnezeu. Dacă sfidezi aceste legi universale, atunci va trebui să fii amendat. Codul acesta legal dat de Dumnezeu a implicat legi și pedepse pentru cei care le încalcă. Nu mai gândiți-vă la următorul lucru.
Dacă cineva trece pe roșu, este simplu, plătește o amendă. Dar ce se întâmplă cu cineva care trece pe roșu din punct de vedere al eticii divine, universale? Ce fel de amendă plătește? Păi amenda aceasta se acumulează și tocmai asta înseamnă mergi în iad. Omul când moare, trupul este depus în țărână, că este partea materială, care în absența vieții a duhului de viață intră în putrefacție, se strică și urmează să fie pus în pământ, descompunându-se și identificându-se cu materia din care a fost luat la facere. Dar duhul de viață se duce la Dumnezeu și acolo sunt două locuri, iadul și raiul. În iad ajung oamenii care o viață au trecut pe roșu vis-a-vis de regulile lui Dumnezeu, de care au râs, au mințit, au curvit, au furat și au făcut toate celelalte lucruri, spunând că se poate și așa. Eu am religia mea, eu fac ce vreau, eu sunt liber cugetător, eu sunt ateu, eu nu cred în Dumnezeu, las că la bătrânețe m-oi pocăi, las că Dumnezeu e bun și... Și poliții, știi, sunt buni, dar asta nu înseamnă că ne lasă să trecem pe roșu. Ei sunt buni dacă ne lasă să trecem pe roșu sau sunt corupți? Dumnezeu este bun dacă ne lasă să ne batem joc unii de alții și să ne batem în joc de El, de dreptatea universală, sau este corupt? Cum ne imaginăm noi că Dumnezeu își poate permite să fie corupt? Nouă înșine nu ne place când polițiștii sunt corupți, pentru că în felul acesta viața noastră este pusă în pericol. Nouă înșine nu ne place când Dumnezeu este corupt, pentru că în felul acesta n-ar mai exista nici măcar o dreptate universală, divină. Dragii mei, iadul este pentru oamenii care o viață trec pe roșu. Asta înseamnă că toți oamenii vor merge în iad, pentru că noi toți păcătuim în viață, unii într-un fel, alții în altul. De aceea, Cartea Levitic vorbește nu doar de codul legal, care pune lege și pedeapsă, ci vorbește despre codul acesta al jertfelor, adică despre codul ritual. Ce se întâmplă cu omul care a păcătuit și vrea să fie iertat? Jertfele din Vechiul Testament aveau următorul rol. Dumnezeu face afirmația, fără vărsare de sânge nu există iertare. Și oamenii din Vechiul Testament, din vremea aceea, care făceau un păcat, trebuia să iau un miel și să meargă la casa lui Dumnezeu, să omoare mielul acela și în baza sângelui care era vărsat, omul era iertat. Cu alte cuvinte, cineva trebuia să moară pentru el. Care a fost rolul acestui ritual? Rolul a fost următorul. În primul rând, să creeze sentimentul, percepția de vinovăție a omului. Când păcătuiești, trebuie să mori sau să moară altcineva, pentru că altfel Dumnezeu este corupt și coruptibil. Dar pentru că Dumnezeu este drept, pentru că are caracter și pentru că sfințenia sa nu poate fi violată de nedreptatea oamenilor, pe omul trebuie să moară pentru păcat. Dar întotdeauna a existat un înlocuitor, un miel care a murit în locul omului. Și dintr-o dată omul a știut că Dumnezeu este drept și nu poate fi corupt, a știut că ceea ce a făcut este rău și pentru răul făcut trebuie să moară și a știut de asemenea că poate fi un înlocuitor care să moară în locul lui. Și atunci, în mentalitatea oamenilor, s-a instalat acest concept al dreptății absolute a lui Dumnezeu, a caracterului și sfințeniei lui Dumnezeu, sentimentul de vinovăție al păcatului făcut, dar și necesitatea omului să moară în locul păcatului făcut. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Ai păcătuit, trebuie să mori. Sau ai păcătuit, moare cineva în locul tău. Și mielul de jertfă a devenit dintr-o dată cel care murea în locul omului. Numai că ritualul acesta a funcționat câteva sute de ani până la împlinirea vremii, când s-a născut Dumnezeu Fiul în grajdul din Betleem prin Fecioară, și când Mântuitorul și-a început misiunea după ce a fost botezat în râul Iordan de Ioan Botezătorul, el a devenit mielul lui Dumnezeu. Și el a murit odată pentru întotdeauna pentru toate păcatele oamenilor și de atunci până astăzi, cu alte cuvinte de aproximativ 2000 de ani, noi nu mai mergem la casa lui Dumnezeu, la biserică, la templu, cu un miel în brațe ca să-l omorâm și să transferăm asupra sângelui lui vărsat păcatul nostru, ci prin credință noi ne ducem în urmă în trecut, în istorie cu 2000 de ani și spunem: Doamne, în baza sângelui vărsat pe Golgota de Mântuitorul Iisus Hristos, de mielul lui Dumnezeu, ultimul miel de jertfă, iartă-mi păcatul meu. De aceea orice păcat e iertat numai dacă e mărturisit, evident, lui Dumnezeu. Fără mărturisire nu există iertare, dar mărturisirea implică căință.
manifestarea căinței. De aici vine cuvântul pocăinței, un cuvânt de origine slavonă. Adică, Doamne, îmi pare rău, am percepția vinovăției pentru ce am făcut. Mă simt vinovat că am furat, mă simt vinovat că am mințit, mă simt vinovat că am consumat alcool, mă simt vinovat că am făcut alte și alte și alte nenorociri. Te rog, iartă-mă, dar cum? Trebuie să mor pentru păcat. E adevărat că trebuie să mor, dar eu știu că Mântuitorul Iisus Hristos cu 2000 de ani în urmă a murit pentru mine. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat acum. Nu am eu mielul în brațe, dar el e mielul lui Dumnezeu. Și eu prin credință mă duc 2000 de ani în istorie, în trecut, și în numele lui el devine ca o bancă unde eu am accountul, unde am bogăția. Și merg și iau de acolo. Dar lucrul ăsta se realizează în mintea mea prin credința mea. Cu alte cuvinte, eu cred că cu 2000 de ani în urmă Iisus a venit pe pământ și a murit pentru mine. Eu cred că în baza sângelui său Dumnezeu Tatăl în calitate de judecător mă iartă. De aceea prin credință eu mă raportez la jertfa aceea. Oameni ai lui Dumnezeu, oameni buni, vreau să vă spun în încheiere următorul lucru. Noi toți suntem muritori, noi toți păcătuim, noi toți încălcăm regulile lui Dumnezeu, noi toți urmează să fim pedepsiți și pedeapsa este moartea în iad, indiferent de religie. Dacă religia nu te schimbă, nu te face un om drept, cinstit, neprihănit, atunci nu are niciun rost, dragul meu. Cine ar mânca dacă nu i-ar trece foamea? Ce rost are să mănânci dacă nu-ți trece foamea? Noi mâncăm pentru că ne trece foamea, noi dormim că ne trece somnul, noi bem apă că ne trece setea. Noi avem o religie pentru că religia aceasta ne iartă păcatele, dar dacă religia nu ne iartă păcatele, ce rost are o religie de genul acesta? De aceea, religia nu poate să ne ierte păcatele pentru că numai moartea cuiva iartă păcatele. Ori noi nu mai omorâm un miel, ci Iisus Hristos a fost mielul lui Dumnezeu care a murit pentru noi. Astăzi vreau să-ți spun următorul lucru. Ești un muritor păcătos și vei merge în iad. Iartă-mă. Pedeapsa lui Dumnezeu este moartea veșnică. Șansa pe care o ai împreună cu mine este să crezi că Iisus cu 2000 de ani în urmă a murit pe Golgota, să îți însușești în mod personal pe Iisus Hristos și jertfa Lui înlocuitoare și să îți mărturisești păcatul cu regret în minte și cu remușcare în inimă, spunând: iartă-mă pentru păcatul meu, ajută-mă să nu-l mai fac. În felul acesta vei fi iertat și vei moșteni cerul lui Dumnezeu. Aș vrea să stăm împreună în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să ne mărturisim păcatul acesta cerându-i iertare. Tatăl nostru care ești în ceruri, am avut ocazia pentru câteva zeci de minute să stăm în prezența Ta și să aflăm lucruri care pur și simplu ne-au pus pe gânduri. Doamne, noi Te-am comparat și Te-am asociat cu un basm, cu un mit, cu o poveste, cu o religie și aproape că ne-am jucat cu Tine. Ne dăm seama că Tu ești persoana atât de mare și înțeleaptă încât ai creat cosmosul, atât de puternică încât îl întreții și atât de bună încât ai găsit o soluție pentru noi, omorând pe altcineva în locul nostru, pe mielul de jertfă, pe Iisus Hristos. Avem sentimentul de vinovăție pentru o viață trăită în păcat. Doamne, stăm în fața Ta și ne pare rău pentru tot ceea ce am ofensat justiția Ta, pentru toate trecerile pe roșu din viața noastră, și Te rugăm să ne ierți. Pune sângele Mântuitorului peste noi, sfințește-ne și curățește-ne pe noi și casele noastre și binecuvintează-ne în numele lui Iisus. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Stimați prieteni, până data viitoare, când sper să ne revedem, vă doresc sănătate și binecuvântarea lui Dumnezeu. La revedere!